La 2 ani după ce a semnat ca primarul, Ion Tudorache a intrat în pământ. El se trezise proprietarul unei fabrici de conserve construite din bani europeni, care avea datorii de peste 1 milion de lei. Cei doi șmecheri care l-au păcălit pe bătrân sunt Virgil Diaconu, actualul consilier al prefectului, și Pascu Ifrim, director al OPC. Lichidatorul a încercat în zadar de atunci să vândă firma. Cu cine să mai faci? Mule de vânt? Au fost atât de deștepți încât ei și-au transferat toată responsabilitatea. Deci, asta este. Este același lucru care a apărut de ani de zile peste tot. Problema este la cel care este abilitat să cerceteze. Întrebați pe cei de la procuratură, cei care cercetează cazul, cei de la parchet. România TV l-a găsit pe bătrânul păcălit în ghetoul în care locuia, imediat după ce acesta preluase, fără să știe, datoriile imense. Nu știu nimica. Eu am învățat de la copii că să semnez. A zis că în servicii cu casă. Dar interes de alte treburi nu mi-a dat seama despre ce-i vorba. Atât știu că am însemnat pentru casă, nici de când pentru altceva. Că aveți fabrică de pește? Nu știu nimic. Aveți o groază de datorii, vreo 40 de miliarde de plătit. Nu știu nimic. Virgil Diaconu, unul dintre cei care au scăpat de firma plină de datorii, a ajuns consilier al prefectului. Tu noi nu vorbim? Nu. Nu, mai rău. De ce? Nu vreau. Spuneți-ne și nouă măcar cum îl consiliați pe prefect. Îl învățați să vândă și el firmele poschetarilor? Crezi că ce s-a întâmplat? Ce mai face investitorul strategic? Nu sunt de acord. Nu sunt de acord.